În zilele următoare se va efectua spălarea și igienizarea rețelei de distribuție în mai multe localități. Lucrările vor avea loc în intervalul orar 8-15. În data de 22 aprilie, presiunea va fi scăzută în Sinersig. În 23 aprilie, presiunea va fi scăzută în Ohaba Forgaci. În 24 aprilie se va opri apa în Știuca și Oloșagă. În 25 aprilie, presiunea va fi scăzută în Ohaba, Forgaci și Știuca. În 29 aprilie, presiunea va fi scăzută în Oloșag, iar pe data de 30 aprilie se va opri apa în Dragomirești. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Consumatorii sunt rugați să ia măsuri de stoc care unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.